Hristos a înviat, Hristos a înviat, din morți glorios a înviat, a înviat. Hristos a înviat, Hristos a înviat, din morți glorios a înviat. Creștinii se adună, creștinii se adună, cuprinși de bucurie, căci Domnul cu slavă, căci Domnul cu slavă, din moarte azi învie. Hristos a înviat, Hristos a înviat, din morți glorios a înviat, a înviat. Hristos a înviat, Hristos a înviat, din morți glorios a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Implorăm acum lumina și darurile Duhului Sfânt pentru a beneficia cât mai mult din cateheza pe care o vom face în seara aceasta, Duhul Sfânt să facă rodnică toată truda noastră și efortul nostru de a-L cunoaște cât mai bine pe Dumnezeu și de a trăi în iubirea Lui. Inimile credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi, cei din Catedrala Romano-Catolică din Iași, continuăm catehezile din acest timp sfânt al Paștelui cu cea de-a treia cateheză pe care o fac, așa cum vedeți, de la acest pupitru, de la acest scaun al episcopului numit catedră, de aici și numele catedralei, amintindu-vă că Sfânta Liturghie despre care vorbim în aceste cateheze se desfășoară în trei puncte, reamintesc, scaunul prezidențial, respectiv catedra, pupitru sau amvonul și altarul. Suntem la treia cateheză, care are ca titlu Invitați la masa cuvântului lui Dumnezeu. În catehezele anterioare, primele două, am văzut care sunt riturile introductive pentru Sfânta Liturghie, pentru că sunt două părți principale ale Sfintei Liturghii, liturgia cuvântului și liturgia euharistică. Două momente importante când Dumnezeu ne invită
să ne hrănim, să ne hrănim mai întâi cu cuvântul Său din Biblie și apoi să ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Său, Iisus, Cel care își reînnoiește jertfa de pe calvar la fiecare liturghie și ni se oferă ca la un ospăț sub chipul pâinii și al vinului ca să-L mâncăm. Și întăriți de această dublă hrană a Cuvântului lui Dumnezeu și a Euharistiei, să putem răzbate prin greul acestei vieți, pentru că, v-am spus, noi suntem călători ca poporul ales ieșit din Egipt spre Țara Făgăduită. Suntem călători spre Țara Făgăduită, Paradisul Ceresc. Și cum poporul a avut nevoie în cei 40 de ani de peregrinare de hrană și Dumnezeu i-a dat-o gratuit, mana din ceruri și carne, prepelițele, așa și noi avem nevoie ca să ajungem la destinație în această călătorie de hrană, nu numai pentru trup, dar și pentru suflet. Și ținând cont de aceste două părți principale ale Sfintei Liturghii, liturgia Cuvântului și liturgia Euharistică, făcând asemănare cu hrana noastră, când ne așezăm la masă, luăm de multe ori două feluri de mâncare. Poate nu toți au această posibilitate, dar nu ne izbim deodată la mâncare. Mâncare trebuie pregătită și înainte de a ne, dacă suntem creștini buni sau oameni care recunoaștem că depindem de Creator, înainte de a băga mâncarea în gură, facem o rugăciune, ne pregătim, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat acea mâncare. Așa și la Sfânta Liturghie, nu începem deodată prima parte principală, care este liturgia Cuvântului și apoi liturgia Euharistică, ci au loc acele rituri introductive despre care v-am vorbit în primele două catehieze. Astăzi trecem la această primă parte principală a liturgiei, care este liturgia Cuvântului. Titlul, reamintesc, invitați la masa Cuvântului lui Dumnezeu. Cateheza are patru puncte. Încerc să mă încadrez, chiar dacă am început mai târziu, nu voi depăși ora 8. Primul punct, Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi o hrană necesară în drumul spre Paradisul Ceresc. Al doilea punct, liturgia Cuvântului, Cuvântul lui Dumnezeu, ne prezintă, o să vedem, istoria mântuirii în direct. Și o să vă explic ce înseamnă acest lucru. Al treilea punct, prin liturgia Cuvântului, Dumnezeu deschide cu noi un dialog. El ne vorbește, este Cuvântul Său. Noi ascultăm și răspundem cu rugăciunea noastră de la psalmul responsorial și apoi aleluia. Și al patrulea punct, în ce constă concret această liturgie a Cuvântului? Și vom vedea partea principală, și anume prima lectură, psalmul, a doua lectură și Sfânta Evanghelie, precedată de aleluia. Va fi și partea secundară, dar la catecheza următoare a liturgiei Cuvântului, și anume omilia sau predica, crezul și rugăciunea credincioșilor. Le luăm la rând. Primul punct, spuneam, Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi o hrană necesară. Și în acest sens mergem cu gândul la cuvintele lui Iisus. Știm că la începutul vieții sale publice a fost ispitit de Satana în pustiu. Și atunci Satana, profitând de faptul că Iisus este flămând,
îl ispitește, prima ispită. Poruncește că aceste pietre să se prefacă în pâine. Și Iisus îi răspunde diavolului, nu numai cu pâine, pâinea materială, trăiește omul, ci și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. Vedeți, necesitatea cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu trăim numai cu pâinea materială. E necesară și pâinea spirituală, duhovnicească, adică e necesar cuvântul lui Dumnezeu, această primă parte principală a Sfintei Liturghii. Și mai putem merge cu gândul și la episodul acela cu Maria, sora lui Lazar, când Iisus, știm din Evanghelie, mergea deseori în casa acestor frați, că era aproape de Ierusalim, la Betania, se simțea foarte bine în casa lor și spune Evanghelia că Marta se dădea până peste cap pentru hrana trupului, Iisus să se simtă bine în casă, nu făcea rău. Maria, în schimb, spune Evanghelistul, s-a așezat la picioarele lui Iisus și i-a ascultat cuvântul. Ce spune Iisus? Fără să o jignească pe Marta, care se îngrijea de cele trupești, Maria și-a ales partea cea mai bună, care nu îi se va lua, care? Cuvântul pe care l-a ascultat ieșit din gura lui Iisus. Același cuvânt care ne este nouă, oferit ca hrană spirituală la fiecare Sfântă Liturghie, în această parte principală a liturghiei, liturgia cuvântului. Deci, nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu, care iese din gura lui Dumnezeu. Maria și-a ales partea cea mai bună, care nu îi se va lua. Deci cuvântul lui Dumnezeu este necesar ca hrană pentru sufletele noastre. Hrana cuvântului este partea cea bună și necesară pentru viață. Fără cuvântul lui Dumnezeu, credința pe care am primit-o în germen la botez este văduvită de esența sa. Am putea spune că suferă de malnutriție, are nevoie credința să fie hrănită de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, pentru viața noastră trupească, zilnic, descoperim că nu ne hrănim numai cu alimente, pâine, alimentul de bază și atâtea altele, pe care trupul nostru le asimilează, dar nu sunt suficiente pentru că noi mai mâncăm și altceva. Ne mai hrănim chiar trupește și cu altceva, cu toate cuvintele, gândurile, imaginile prezente în întâlnirile noastre frățești. Acum suntem izolați din cauza acestei pandemii și mulți poate ați fost și ați rămas singuri, singurei în casă. Grea suferință este singurătatea. Alții care ați fost doi sau trei, ați mai comunicat, nu v-ați mulțumit numai să mâncați o bucată de pâine, o mămăliguță sau știu ce ați mai pregătit dumneavoastră. O mare nevoie și de comunicare cu celălalt. Are nevoie de toate cuvintele, gândurile, imaginile prezentate în întâlnirile cu semenii noștri, în toate evenimentele vieții. Ei, așa cum există un nivel minim pentru alimentarea trupului nostru, nu numai cu pâine materială, dar și, cum spuneam, cu aceste cuvinte, gânduri, imaginații, lecturi, evenimente ale zilei, la fel pe plan spiritual avem un prag minim de hrană sufletească. Și această hrană sufletească constă tocmai din cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie. Și cu cât este mai abundent acest cuvânt și îl savurăm mai bine, cu atât ne hrănim mai bine spiritualicește și răzbatem prin greul vieții noastre. Iată de ce la fiecare liturghie, prima parte principală a liturghiei este aceasta a liturgiei cuvântului, hrană
repet, necesară pentru viața noastră spirituală. Al doilea punct. Liturgia cuvântului ne prezintă istoria mântuirii în direct. Și am spus că vă explic, acum vă explic. Ne-am obișnuit să fim martori în direct a evenimentelor importante ale vieții noastre publice, mai ales cu mijloacele moderne de comunicare acum, diferite transmisiuni la radio sau televizor. Simțim că suntem în direct cu cei din America, cu cei din partea cealaltă a lumii. Îi mulțumim lui Dumnezeu că avem această posibilitate, că știința și tehnica a avansat așa de mult și încă va avansa. Numai ce spuneam altădată, pe măsură ce omul înaintează vertiginos în tainele științei și tehnicii, să nu fie arogant, să creadă, eu sunt Dumnezeu, ia uite ce am reușit să cuceresc în ale științei și tehnicii. Mai bine ar trebui să spui ce prost am fost, că abia acum, după viacuri și viacuri, am reușit să descoper telefonul, televizorul și așa mai departe. Cât de limitat suntem, ca să nu mai spun limita pe care o simțim noi acum cu acest coronavirus. N-avem niciodată cu ce să ne mântrim, să fim aroganți, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat bibilica, mintea, ca să o folosim pentru a descoperi tainele științei și ale tehnicii. Dar ne bucurăm, vreau să spun că avem posibilitate în direct să intrăm cu omenirea întreagă prin aceste mijloace de comunicare în masă. Ei, într-o manieră asemănătoare, dar mult mai profundă și reală, la Sfânta Liturghie, Cuvântul lui Dumnezeu ne pune în transmisiune directă cu istoria mântuirii noastre. De acolo aflăm cum s-a derulat istoria mântuirii până astăzi, până la Hristos și până astăzi, și se va derula în continuare până Dumnezeu va pune capăt istoriei umane. Atunci are loc un eveniment uimitor la Sfânta Liturghie. Dumnezeu vorbește cu noi, poporul Său, iar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, continuă să-și vestească Evanghelia ca acum 2000 de ani, folosindu-se de gura preotului, a episcopului, a celui care citește. Dar în direct, vedeți cum intrăm prin acest mijloc extraordinar, Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Vedeți ce importanță are această parte a Sfintei Liturghii? Înainte de a trece la felul 2 și este cel mai consistent, trupul și sângele Domnului, mâncăm întâi Cuvântul lui Dumnezeu, ne hrănim cu acest cuvânt, ca apoi să beneficiem mai din plin și conștienți de acea pâine despre care Iisus spune: de nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. O să sublinez bine acest lucru atunci când voi dezvolta și voi explica partea a doua, principală a liturgiei, liturgia eucaristică. Revenim la această măreție a cuvântului lui Dumnezeu care ne prezintă, spuneam, istoria mântuirii în direct. Dumnezeu vorbește poporului Său. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, continuă să vestească astăzi Evanghelia prin vestitorii cuvântului Său, care sunt episcopii, preoții, diaconii și toți cei care au dreptul să citească, vom vedea îndată, din Sfânta Scriptură la Sfânta Liturghie. Prin liturgia cuvântului devenim protagoniști a evenimentelor relatate de Sfânta Scriptură, prin care Dumnezeu ne vorbește și nouă astăzi, cum a vorbit odinioară poporului Său în Vechiul Legământ și Iisus în Noul Legământ. Cuvintele din Biblie sunt asemenea notelor dintr-o partitură muzicală, ce asemănare frumoasă. Atunci când din partitură
partitura cărții biblice sunt proclamate cuvintele Domnului, atunci muzica evenimentelor înfăptuite de Dumnezeu răsună în mijlocul adunării noastre. Și ce frumos este! Dacă înțelegem și dacă trăim cu adevărat Sfânta Liturghie, această parte importantă a liturghiei numită Liturgia Cuvântului. Cuvintele Scripturii devin vii și lucrătoare la liturghie, au puterea de a coborâ de la ureche la inima noastră și de a ne întări credința, de a ne înflăcăra iubirea. Al treilea punct, prin liturgia cuvântului Dumnezeu realizează cu noi un dialog, adică El ne vorbește prin cuvântul Său, iar noi ascultăm cuvântul și răspundem cu cuvintele noastre, cu psalmul responsorial și apoi cu cântecul Aleluia, vom vedea îndată. Noi răspundem ascultând în tăcere cuvântul lui Dumnezeu, cântându-i, rugându-ne și aderând cu încredere la adevărul mântuitor. Acest dialog, Dumnezeu și noi, participanții la liturghie, are două părți. Este partea principală, formată din lecturi, psalm și Evanghelie, culmea întregii Scripturi, și a doua parte este aceea despre care ne vom ocupa în cateheza următoare, și anume omelia sau predica, profesiunea de credință sau crezul și rugăciunea universală. Cu acestea vom vedea se încheie această parte principală a liturgiei, prima parte principală, liturgia cuvântului. Revenind la acest dialog care se realizează la liturgia cuvântului între Dumnezeu care ne vorbește și noi care ascultăm, dialogul lui Dumnezeu cu noi se realizează cu ajutorul unor semne și simboluri liturgice. Pentru că am văzut ce este un sacrament. Liturgia sau Eucharistia este unul din cele 7 sacramente. Și am spus că un sacrament sau o taină este un semn văzut, lucruri care le vedem, le auzim, le privim, prin care dobândim harul nevăzut pentru sfințirea și mântuirea sufletelor noastre. Ei, dialogul acesta cu Dumnezeu din liturgia cuvântului, spuneam că se realizează cu ajutorul unor semne și simboluri liturgice. Care sunt? Glasul cititorului, lectorului, că-l auzim, sau al preotului, sau al diaconului, tăcerea apoi. Și am spus că trebuie să dăm o importanță mai mare tăcerii în cadrul celebrării Sfintei Liturghii. Apoi ascultarea adunării credincioșilor, acum nu sunt reprezentați de lumânări, că acum le-am stins, dar în timpul liturghiei le-am aprins, ca să ne aducem aminte mai bine de dumneavoastră, cei care sunteți acasă și din cauza restricțiilor n-ați putut veni la biserică. Sperăm de mâine încolo să redresăm lucrurile. Deci spuneam, glasul lectorului, al preotului, diaconului, tăcerea, pentru că în tăcere trebuie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu vorbim în timpul lecturilor, nu căutăm altceva, atunci nu mai realizăm, nu mai ne dăm seama de acel dialog dintre Dumnezeu care vorbește și noi care trebuie să ascultăm. De aceea trebuie să stăm în tăcere, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegerea acestor mici taine, adică realități concrete, care realizează legătura invizibilă dintre Dumnezeu și poporul Său, ne ajută să trăim mai bine Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Avem aici trei lucruri pe care le distingem, și anume, în lectura cuvântului lui Dumnezeu, în acest dialog dintre Dumnezeu care vorbește și noi care ascultăm. Care sunt aceste trei
lucruri pe care le distingem: glasul celui care vorbește, urechile celor care ascultă și apoi locul de unde se proclamă cuvântul, amvonul sau pupitrul, glasul. Inima liturgiei, cuvântul este proclamat, este proclamarea însăși a Scripturii. Este vorba de un gest simbolic, pentru că acțiunea umană a lectorului sau a preotului care citește manifestă de fapt acțiunea divină a lui Dumnezeu, care vorbește inimii, vorbește prin cel care citește. Deci glasul important. Și aici este important ca acest glas, cei care citesc, adică, să nu fie luați la întâmplare, fără o pregătire în prealabil. Noi am vorbit și insistăm și o fac și eu acum în cadrul acestei cateheze. Cei care citesc să fie aleși cei care au o dicție bună, arta de a celebra, o dicție bună. De asemenea, să aibă glas plăcut. Dacă e vorba de cântat psalmul responsorial, că altfel ieșim din biserică, dacă unul e pe arătură și nu cântă ca lumea. Deci trebuie ales glasul, glasul să fie înțeles de cei care ascultă, să fie cântat frumos, de aceea trebuie ales cei care au voce bună, să nu se mai supere, că am întâlnit în experiența mea pastorală de 41 de ani aproape, atâtea probleme când, numai că să văd să fie fata mea acolo, să fie copilul meu să citească, de ce numai ăla? Dar dacă e un afon care nu știe să citească, se bâlbuie, numai ca să vezi tu că e fecior tu acolo sau fiică ta acolo, nu așa se procedează, e vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Nu citim pe o scenă la o serbare, aici e vorba de acțiune sacră. Și rog pe cei care să nu se supere, trebuie aleși întotdeauna din popor cei care au voce bună, care au glas bun, ca lumea să înțeleagă, să le placă celor care ascultă, să înțeleagă și să le placă. Acesta e criteriu și pregătire făcută în prealabil. Nu mergi deodată, mai ales cei care stau mai slăbuți așa cu citirea. Las că mă discurc eu acolo și dicteor nu întâlnim noi persoane care se bâlbuie. Nu-i voie de a ajunge la bâlbâială când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Deci glasul este important. Pentru că Dumnezeu împrumută glasul nostru ca să-și spună el cuvântul său, adunării credincioșilor. Acest cuvânt este proclamat într-o carte, dintr-o carte specială numită lecționar. Uite aici e lecționar. Acesta este lecționar și sunt mai multe lecționare în funcție de timpul liturgic. Acesta e volumul 5 în legătură cu Sfinții, caz am cinstit-o pe Maica Domnului în aparițiile ei de la Fatima. Vedeți, este o carte serioasă și am insistat și preoții care mă urmăresc acum la hram sau altă dată, dând înainte să pregătească cei care citesc pe o foaie, nu vine cu foaia aceea boțită, încearcă să o deschidă acolo să citească. Este vorba de cuvântul lui Dumnezeu și cartea trebuie să arate frumos, lecționarul. Iar când e vorba de Evanghelie și marile solemnități, este un evangheliar frumos, argintat sau aurit, în care se ține cartea cu evangheliile. Și dacă este episcopul care prezidează liturghia, diaconul sau preotul care a citit Evanghelia, după ce episcopul îi dă binecuvântarea, vine frumos și o aduce episcopului, episcopul o sărută, că nu e o... Cum să sărute episcop dacă vine la el cu o foaie de asta? Vă dați seama? Deci, de respectat aceste lucruri, evangheliarul, când se folosește, vine episcopul, sărută Evanghelia, din care s-a citit cuvântul lui Hristos, apoi îl arată poporului, cartea aceasta, evangheliarul, și cu el dă binecuvântare poporului. Deci important este și glasul celui care citește,
este importantă și cartea din care se citește. Nu cu orice ruptură venim la Sfânta Liturghie. Și mai ales când este vorba de solemnități, mai mare rușinea să vezi că vine unul cu o carte fărămată. Dacă în parohii mai sunt cărți fărămate, vă rog, faceți atâta efort și procurați-vă că se găsesc locuițele cu cărți noi, demne de cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru sunt urechile. Urechile celor care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă doar că pentru a putea asculta trebuie să facem tăcere, spuneam, ca să putem auzi cu urechile pe Dumnezeu care ne vorbește. Dumnezeu nu vrea să facă un monolog, ci un dialog. Vorbește și noi ascultăm. Iar orice dialog presupune o atenție, o inimă primitoare și reculeasă și o minte capabilă să aducă tăcere în propriile gânduri. Teologul Romano Guardini spunea că, citez, viața liturgică începe cu dobândirea tăcerii. Fără tăcere, cuvântul nu poate pătrunde în suflet și să trezească apoi un răspuns de credință și gratitudine, recunoștință față de Dumnezeu. Dumnezeu, să nu uităm, preferă tăcerea. Dumnezeu, dacă citim Biblia, vorbește omului în această atmosferă de liniște, de pustiu, de tăcere. Acolo se revelează Dumnezeu. Și al treilea lucru, spuneam, locul de unde se proclamă cuvântul. Acest loc este simbolic. Se numește și Amvon. V-am explicat că înainte, când nu erau mijloacele acestea de amplificare, Amvonul era undeva spre mijlocul bisericii. Acum aici avem catedrala modernă, rotundă. Nu știu pe unde ar fi venit bine Amvonul, undeva pe acolo. Dar în bisericile vechi, ca poporul tot să asculte cuvântul lui Dumnezeu, Amvonul era puțin mai departe spre centrul bisericii și ridicat sus, Amvon, sus, ca să poată fi auzit cuvântul lui Dumnezeu. Acum se cere ca pupitrul pe care îl avem aici să fie fix, cum avem și în catedrală și în multe din bisericile noastre, să nu fie mobil. Recomandă biserica în normele liturgice să nu fie un simplu pupitru mobil, ci fix, întrucât manifestă stabilitatea cuvântului lui Dumnezeu. Este înălțat și vizibil, căci cuvântul este lumină pentru pașii noștri, cum spune Cartea Psalmilor, și are o formă, să aibă o formă nobilă și frumoasă, în strânsă legătură cu arhitectura bisericii și cu altarul, masa de jertfă. Aici lucrurile sunt calculate bine, gândite bine, pentru că biserica este nouă, catedrala noastră modernă și toate sunt calculate și gândite bine. Trecem la al patrulea punct și ultimul. În ce constă concret liturgia cuvântului? Liturgia cuvântului constă concret în partea principală a ei și apoi vom vedea, spuneam, la cateheza următoare, partea a doua, secundară, dar nu lipsită de importanță, o să vedem noi. Partea principală a liturgiei cuvântului o constituie lecturile luate din Biblie, din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament și din Noul Testament, că din asta e formată Biblia, Cartea Revelației lui Dumnezeu. Cuvântul scris al Revelației lui Dumnezeu este Biblia. Cuvântul nescris al Revelației lui Dumnezeu este Sfânta Tradiție. La Sfânta Liturghie citim din Sfânta Scriptură, Cartea Revelației lui Dumnezeu, cuvântul scris prin care Dumnezeu
a vorbit și vorbește mereu lumii până la sfârșitul viacurilor. Prin acestea, Dumnezeu însuși ni se adresează, dezvăluindu-ne adevărul despre noi și despre El. Adică, din aceste lecturi din Vechiul Testament și din Noul Testament. Și duminica, ca și în sărbătorile mari, avem trei lecturi. În timpul săptămânii sau în comemorări, sărbători mai mici, avem numai două lecturi. Prima, luată de cele mai multe ori din Vechiul Testament sau poate fi luată din Noul Testament, când sunt numai două, și a doua, ultima, totdeauna este din Sfânta Evanghelie, care înseamnă punctul principal, culminant al liturgiei cuvântului, al textelor din Biblie. Prima lectură, atunci când sunt trei, în general este luată din Vechiul Testament. Vechiul Testament care îl pregătește pe cel nou. Vechiul Testament care este drumul care duce către Noul Testament. Am spus că de obicei este din Vechiul Testament prima lectură. Că acum în timpul pascal, probabil că ați sesizat, prima lectură este din Cartea Faptele Apostolilor, de cele mai multe ori, carte istorică a Noului Testament. Dar revin și spun că de cele mai multe ori prima lectură este luată din Vechiul Testament și indică drumul către Mesia din Noul Testament. Că Vechiul Testament îl pregătește pe cel nou. Nu putem rupe, nu, mă lăs deoparte, noi suntem Noul Testament, nu mai avem treabă cu Vechiul Testament. Nu! Este foarte important Vechiul Testament ca să înțelegem cum a lucrat Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc, cum a pregătit El viacuri de-a rândul venirea pe lume a Fiului Său Iisus Hristos, așa cum este revelat în Noul Testament. Noi citim Vechiul Testament în lumina lui Hristos, întotdeauna, ca o pregătire a venirii lui Mesia în lume. Marile personaje din Vechiul Testament sunt tocmai prefigurări ale lui Hristos, cel care a venit la timpul hotărât de Dumnezeu, în Noul Testament. Iar evenimentul central din istoria poporului ales, care este Paștele evreiesc, și noi subliniem acest lucru în noaptea de Paști, când obligatoriu este o lectură acolo, din cele multe care se fac în Vigilia Pascală, și anume trecerea Mării Roșii, adică eliberarea poporului din sclavie spre libertate, prin trecerea Mării Roșii. Pentru că avem aici, în acest eveniment central și important pentru istoria poporului ales al lui Dumnezeu, așa încât și astăzi evreii, și Iisus, până când a înlocuit Paștele vechi cu Paștele său, au celebrat și evreii celebrează și astăzi acest Paște în fiecare an. Această intervenție a lui Dumnezeu pentru scoaterea poporului din sclavie la libertate. Ce avem în Vechiul Testament, nu putem sări peste el, vedeți că este important Vechiul Testament. Acest eveniment central din istoria poporului ales, eliberarea lui din sclavia Egiptului, care înseamnă pentru noi eliberarea din cea mai neagră sclavie a păcatului, realizată de Iisus prin Paștele Său, Peșahul Său, trecerea Lui de la moarte la viață prin înviere. De aceea, în Noul Testament, această sărbătoare este cea mai importantă din religia noastră creștină, Paștele. De aceea, vedeți, nu durează numai o zi. 40 de zile suntem în această atmosferă pascală, încă până la Rusalii. Înțelegeți acum ce importante sunt aceste lecturi la liturghie, ce important este să citim din Vechiul Testament, care are legătură cu Noul Testament și ne duce apoi la punctul principal al liturgiei cuvântului, Evanghelia, cuvântul lui Iisus. După prima lectură, urmează
psalmul responsorial. Psalmul responsorial, dialogând cu Dumnezeu aici, după ce am ascultat prima lectură, promisiunile lui Dumnezeu care s-au împlinit în Hristos, dorim să-i răspundem prin cuvintele psalmilor, alcătuit sub inspirația lui Dumnezeu de David. Fără psalmul responsorial, liturgia cuvântului ar fi mai degrabă un monolog, adică numai Dumnezeu vorbește. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament, Hristos, dacă n-ar fi psalmul responsorial, vedeți importanța lui și de cele mai multe ori îl cântăm. Și dacă cel care cântă are și voce bună, bravo lui, cinste și preamărire lui Dumnezeu. Deci fără psalmul responsorial, liturgia cuvântului, rețineți, ar fi un monolog al lui Dumnezeu și nu un dialog al nostru cu El prin acest psalm responsorial. Psalmii reprezentau cartea de rugăciune a poporului ales al lui Dumnezeu și prin urmare a lui Hristos însuși, și El a cântat psalm mergând la sinagogă sau la templul din Ierusalim. Psalmii sunt rugăciunea unui popor ce l-a auzit vorbind pe Dumnezeu prin creație și prin evenimentele istoriei sale. Dar este în același timp psalmul responsorial, ca să înțelegem bine, și rugăciunile lui Hristos, care l-a ascultat mereu pe Tatăl Său Ceresc și și-a oferit viața drept răspuns de iubire. Și apoi venim noi. Noi care îi răspundem, responsoriu, de aici cuvânt responsorial, răspunsul nostru, adică la Dumnezeu care ne vorbește, dialogul, Dumnezeu, noi, psalm responsorial, răspundem și noi, nu stăm ca muții, nu mai ascultăm. Răspundem lui Dumnezeu prin rugăciunea care i-a aparținut lui Hristos, psalmul. Scopul psalmului responsorial este acela de a fi un ecou al cuvântului lui Dumnezeu. Și are și scopul acesta de a favoriza meditarea cuvântului, mesajului Scripturii și încă de a trezi participarea activă, să nu adormă oamenii în biserică. Ascultă cuvântul și apoi intervin și ei. De aceea se cuvine psalmul responsorial să fie cântat de toată adunarea bisericii, de aceea are și acel refren. Solistul merge mai departe cuvintele psalmului, dar noi din când în când, vedeți, revenim cu refrenul acela ca răspuns lui Dumnezeu care ne-a vorbit prin Scripturi. A doua lectură după psalm, a doua lectură în solemnități, luată din Noul Testament, în direct cu apostolul. Duminica și în solemnități, Dumnezeu ne vorbește printr-o lectură luată din Noul Testament, mai precis dintr-una din scrisorile Sfinților Apostoli. Apostolul Paul, de cele mai multe ori, el are 13 scrisori, de aceea de cele mai multe ori din Sfântul Paul ascultăm a doua lectură, sau din Sfântul Apostol Petru, mai ales acum în timpul Pascal, sau din Sfântul Apostol Iacob, sau din Sfântul Apostol Iuda, sau din Sfântul Apostol Ioan. Lectura a doua, cu Apocalipsul, ultima carte a Scripturii, toate din apostol, de aceea se și numește a doua lectură, se mai numește și apostolul sau epistola. Din aceste epistole, scrisori scrise de apostoli, păstrate în Noul Testament ca și parte integrală din Sfânta Scriptură. Deci rețineți, a doua lectură se mai numește și apostolul sau epistola. Apostolii au avut un rol esențial în istoria mântuirii. Ei au dat mărturie despre moartea și învierea Domnului și au pus bazele credinței bisericii. Când auzim citindu-se din Sfânta Scriptură, mai ales din Faptele Apostolilor, acum în timpul Pascal, e foarte importantă această carte, e singura carte istorică din Noul Testament.
Și de ce e foarte importantă? Pentru că acolo Sfântul Luca, cel care a scris-o sub inspirația Duhului Sfânt, ne prezintă care era situația bisericii de la început. Și important, foarte important pentru noi să știm cum a derulat, cum s-a dezvoltat comunitatea creștină la început. Apostolii au pus bazele credinței bisericii. De aceea, prin proclamarea scrierilor apostolice, noi suntem, ca să spun așa, conectați în direct cu lucrarea Duhului Sfânt în viața bisericii de la început. Prin aceste lecturi, prin lectura a doua. Și trecem acum la Evanghelie și închei, dacă mă încadrez bine în timp. Proclamarea Evangheliei, aici este punctul culminant din partea principală a liturgiei cuvântului. Din Vechiul Testament, din Noul Testament, apostolul sau scrisorile, epistola, și ajungem acum la punctul culminant, care este Sfânta Evanghelie și pe care ați remarcat, nu poate citi oricine, decât cel autorizat, nu poate citi un laic, decât acasă, în familie, și chiar vă îndemn să o citiți acasă. Dar oficial, în cadrul celebrării liturgice, n-are voie să citească decât cel care este autorizat să citească, începând cu diaconul, uite, avem acum în biserică, Părintele Diacon, care, da, tocmai misiunea principală a lui este să proclame Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, și să-L predice. Deci diaconul sau preotul, sau dacă lipsește și unul și altul și numai episcopul, citește episcopul. Deci nu oricine citește Evanghelia. Centrul Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos este vestea cea bună. Că asta înseamnă Evanghelia, vestea cea bună a mântuirii pe care ne-a adus-o Iisus, a predicat-o El. Și nu numai cu cuvântul său, dar și-a dat viața, a pus în practică ceea ce a spus Iisus. Nu a spus numai iubiți-vă unii pe alții, ne amintim scena de la cina de taină, când a spălat picioarele apostolilor, înțelegeți ce am făcut eu? Nu numai că le-a vorbit apostolilor că trebuie să se iubească unul pe altul, să slujească unii altora, El însuși s-a dat exemplu. Deci așa de importantă Sfânta Evanghelie, vestea cea bună, că Domnul a învins moartea prin învierea sa, a învins definitiv răul și moartea și pe diavol prin învierea sa glorioasă din morți. Și acest lucru scoate în evidență Evanghelia. De fapt, cele patru evanghelii, Evanghelia, să remarcați, este Evanghelia lui Iisus Hristos, nu a lui Sfântul Ioan, a Sfântului, de avem aici cei patru evanghelii și în multe biserici. Evanghelia este a Domnului nostru Iisus Hristos, vestea cea bună, pe care El a proclamat-o. Apostolii au preluat învățătura Lui și prin urmașii noi și uite ca urmașii lor și a ajuns până la noi cei de astăzi. De aceea Evanghelia nu este a Sfântului Matei, Marcu, Luca și Ioan, cei patru evangheliști, ci este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după, adică în versiunea lui Matei, Marcu, Luca și Ioan. Să reținem acest lucru, este important. Și spuneam, este culmea întregii liturgii a cuvântului și ea se ascultă în picioare. V-am explicat și o să mai revin eu cu altă ocazie, poziția corpului în biserică, când ascultăm cuvântul, stăm așezați. Când ascultăm Evanghelia, ne ridicăm în picioare, dăm importanță Evangheliei. Dacă la prima și la a doua lectură stăm așezați la Evanghelie, pentru că este culmea cuvântului lui Dumnezeu, ne ridicăm în picioare și încă salutând pe preot, mai bine zis, am spus că nu este propus o salutare, ci este un anunț, Domnul să fie cu voi, preotul sau diaconul. Nu este un simplu salut, este o vestire. Fraților care sunteți în biserică, nu uitați, Domnul este cu voi acum, în mijlocul nostru. Și răspunde la, da, dar știm și cu Duhul tău. Nu numai cu noi, și cu cel care citește, adică cu diaconul sau preotul. Și se face semnul crucii la Evanghelie. Cum nu se face la prima și a doua lectură? Semnul mic al crucii pe frunte, cu degetul mare de la mâna dreaptă,
dar să-l facem corect, nu aruncat așa, nici nu știi ce faci, parcă te scarpini, o leagă la frunte și o leagă pe aici pe la coaste, nu. Este un semn al crucii, semnul mic cu importanța lui. Adică, ce vrem să spunem prin aceasta? Doamne, vreau să ascult, să fiu atent cu mintea la cuvântul pe care Tu îl proclami acum, Evanghelia. Să-l mărturisesc cu gura și să nu-l las doar atât, o mărturie a gurii, să-l fac să pătrundă în inimă, de a mai face o cruce mică în dreptul inimii, să pătrundă în inimă și apoi să-l putem pune în practică, să ne transforme viața în mai bun. Și când este solemnitate, Evanghelia este și tămâiată în semn de respect față de cuvântul lui Dumnezeu. La sfârșit, preotul, așa cum spuneam, dând binecuvântare cu Sfânta Carte, dacă este episcopul, la sfârșit, cel care citește Evanghelia, preotul respectiv, episcopul, spune prin cuvintele, asta spune în taină, dar ca să știți și dumneavoastră ce spune preotul, prin cuvintele Sfintei Evanghelii să ni se ierte păcatele noastre. Cuvântul, Hristos este cuvântul Tatălui. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne transformă, ne face, ne ajută ca liturghia cu cele două părți principale să fie ceva viu, să simțim, să trăim Sfânta Liturghie. Și această Evanghelie de care spuneam în final, preotul o și sărută în semn de reverență. Și lucrul acesta preotul o face el, dar o face și în numele întregii comunități, sărutând Evanghelia, dând importanță acestui cuvânt al lui Iisus Hristos, care ne vorbește și care a venit să ne mântuiască. Mă opresc aici, am încheiat, s-a încheiat acum și ora. Vă mulțumesc pentru că ați fost atenți, cei care ați urmărit această cateheză. Întrebările pentru meditație și reflexie personală, care sunt cuvintele sau expresia din Scriptură care mi-au hrănit viața cel mai mult până acum când am venit la biserică? Puteți să vă întrebați fiecare. Ce dificultăți am întâlnit eu în proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu? Care sunt elementele din liturgia cuvântului care îmi arată importanța sa? Cum mă pregătesc eu să ascult lecturile și mai ales Sfânta Evanghelie? Ce mă ajută să fac mai multă tăcere în interiorul meu pentru ca să beneficiez de roadele cuvântului lui Dumnezeu? Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această hrană a cuvântului Său. Vom vedea data viitoare ce am făcut eu acum în cateheză, este partea secundară a cuvântului lui Dumnezeu, adică explicațiile pe care le dă preotul. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru hrana cuvântului Său, iar eu vă dau acum binecuvântarea. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza din seara aceasta s-a încheiat. Mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia.
Să